Dacă ești femeie și asculți acest material, am o întrebare pentru tine. Crezi în puterea și capacitatea de acțiune a bărbatului tău? Crezi din cuvântul lui? Crezi că va pune în aplicare ce spune? Dacă răspunsul tău este nu la aceste întrebări, va fi cam greu să aveți o relație fericită. Dacă îl critici permanent că face una sau alta greșit, uitând lucrurile pe care le face bine, încet, dar sigur, pui capăt relației dintre voi. O relație nu poate funcționa în lipsa încrederii pe care te-o manifestați unul în celălalt, deoarece duce la a fi tot timpul în gardă, simțindu-te amenințat în permanență. În plus, un bărbat care nu se simte apreciat începe să te întrebe: ce caut eu aici? Care-i rostul meu în această relație? Când vorbești urât cu partenerul, când îl tratezi fără respect pentru că te-a dezamăgit de mai multe ori, nu faci decât să adâncești ruptura dintre voi. Și el te va retrage, se va închide și va renunța să mai facă ceva pentru voi ca și cuplu. Eventual, va începe să-ți vorbească și el urât, să te trateze fără respect sau chiar să te ignore. Scrie-mi în comentarii ce te face să-l critici și să-i vorbești fără respect. Sunt Elena Paula Știubei și te susțin să-ți crezi corpul și viața pe care le dorești.